Primarul comunei Grădiștea, Vasile Matei, a declarat pentru Canal Sud că anul 2023 a fost un an mai deosebit din punct de vedere financiar, dar cu toate acestea a reușit să ducă la bun sfârșit proiectele. Acesta mai spune că are deja planuri și pentru 2024. Pentru 2024 vrem, ce se întâmplă, vedeți, eu în 2020 am găsit proiecte începute. Doi ani de zile am terminat proiectele care le-am găsit. Dar în acest timp, de 2 ani de zile, am și depus. Cam asta ar fi, după părerea mea, logica lucrurilor. Am terminat cu proiectele găsite, am depus proiecte. Avem și proiecte mari și proiecte mici, cu iluminatul public, cu supravegherea video și proiecte mai mari, cum sunt canalizarea și alimentarea cu gaze. Acum, chiar în luna decembrie, am depus pe AFIR pentru asfaltare, pentru satul Grădiștea, pentru că terminând cu canalizarea, trebuie să venim cu asfaltarea. Avem străzi care le tăiem acum, care mai sunt netăiate, le tăiem din cauza la canalizare. Și venim pe AFIR, acum s-a depus un proiect, două proiecte, unul pentru asfaltare sat Grădiștea și unul pentru drum agricol. Drum agricol care va uni DN31 cu DN3. La fosta primărie în satul Cunești. E un drum foarte important pentru noi, că e vreo 4-5 km și se va scuti să nu mai ocolim la canton. Acum depinde de proiecte și suma accesată. Deci noi acum avem, de exemplu, cu două proiecte mari care sunt în jur de 12-13 milioane de euro. Aici noi avem o contribuție a noastră, care trebuie să o depunem. Nu putem să ne asardăm să depunem proiecte, că trebuie să le și susținem. Deci fiind o valoare mare de aproximativ 12 milioane de euro care le avem acum finanțabile și să depunem în continuare pentru că la un moment dat ne blocăm. Și încercăm să terminăm cu asfaltarea, să terminăm cu gazele, să mai avem pe satul Rasa și Cunești. Am depus, dar nu avem doar rezultatul de canalizare ca să continuăm și cu asfaltarea, dar trebuie o corelație între ce depunem, valoarea care proiectului și contribuția noastră. Că la un moment dat ne blocăm contribuția noastră și nu putem să derulăm ce am început. Dar pentru anul următor, dacă definitivizăm canalizarea, gazele, publicul, monitorizarea și începem și cu asfaltarea, eu zic că e suficient pentru a putea duce la bun sfârșit.